Bună seara, domnilor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Știri. Este joi și momentul să vedem ce se mai petrece prin urbea noastră, prin județ, prin România. Am deosebită plăcere de a discuta în această seară despre starea generală a lucrurilor de la domeniul care la momentul acesta ne preocupă pe toți, anume cel sanitar, până la cel economic și evident cu trecere prin administrație și politică, alături de un om cu o vastă experiență în ceea ce înseamnă exercitarea actului administrativ și în egală măsură un bun cunoscător al fenomenului politic. Așadar, doamnelor, domnilor, am plăcerea de a discuta în această seară cu domnul Eduard Berca, consilier județean în cadrul CJ Gorj, din partea PNL Gorj. Stimate domnă, bună seara, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună seara și am și eu plăcerea să vă salut și pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră și mă bucur că sunt din nou alături de dumneavoastră. În această perioadă în care toți ne dorim revenirea la ceea ce numeam până mai ieri normalitate, cuvântul de ordine este vaccinare. Cred că sunteți de acord cu mine și o bună parte a celor care ne privesc, cred că sunt de acord cu noi. Această revenire, treptată, e drept, la normalitate, implică obligatoriu procesul de vaccinare. Dacă ne uităm pe spusele de ieri ale coordonatorului la nivel național al acestei campanii de vaccinare, domnul colonel Valeriu Gheorghiță, stăm bine, poate cu o întârziere de 2 săptămâni, spunea el, până când se va atinge pragul de 5 milioane de persoane, dar partea pozitivă spunea că aici nu avem cum să contabilizăm persoanele care, într-un fel sau altul, sunt deja imunizate prin trecerea efectivă prin boală. Știți cum e, mulți au dus-o pe picioare, poate un sfert spre jumătate să fi mers la spital. Cum se văd lucrurile și cât de departe credeți că suntem până la o revenire aproape de 100% la normalitate? Păi tot același colonel Gheorghiță spunea că în august, undeva spre jumătatea finele lunii august, s-ar putea să atingem pragul de imunizare colectivă. Și atunci cazurile active de COVID vor fi absolut izolate. Ce pot să spun? Că pe mine m-a bucurat foarte mult, m-a bucurat inițiativele astea de vaccinare, de centre de vaccinare ad hoc, de centre drive și drive, toate, da. Campaniile aceia, campaniile, tot weekendul în București, la Romexpo. Așa, în Târgu Jiu, în parc, la mall. Acum e o idee foarte bună aceea DSP-ului de a căuta, de a încerca să vaccineze tinerii între 16 și 18 ani într-un drive ăsta mobil. Deci e foarte clar că fără să ne vaccinăm, adică, cum să vă spun eu dumneavoastră, eu sunt pățit, adică am avut și boala anul trecut, mi-am și făcut vaccinul, dar am avut o formă ușoară și credeți-mă, nu e plăcut deloc și sunt atâția oameni care o spun și știm, sunt vii, îi vedem lângă noi, vorbim cu ei și ne spun, băi, dacă cumva, Doamne ferește, pățești o astfel de chestiune și ai o formă gravă, ai toate șansele să o mielești, da? Ce să vă zic? Nu știu, e o încăpățânare. Bine, dar nu e a noastră, nu e specifică. Că ați văzut și noastră și în Franța au fost... Da, chiar o reticență mai mare în anumite state pe care noi le considerăm civilizate. Da, absolut, absolut. Și acum ce mă bucură e, de exemplu, că neîncrederea noastră s-a dus. Discutam cu oameni care acum evită Pfizer. Deci vedeți dumneavoastră cum e ciclicitatea asta, da? Deci, pentru că m-au... Într-adevăr, pe partea asta am citit că s-ar fi înmulțit, ziceți, reacțiile adverse, preferă Moderna și Astra, Zeneca. Deci, până la urmă, lucrurile, cum să spun, s-au cam liniștit, s-au calmat în zona asta de temere, de așa, deci de frică de efectele adverse sau cumva de chiar de decese cauzate de vaccin. Prin urmare, da, dacă lucrurile stau așa, ar trebui ca noi toți, autorități publice, autorități naționale, să insistăm. Și se insistă, da? Dar nu știu, ar trebui găsit o caravană din asta cu vedete, nu știu, ceva care... Variante, soluții. Variante, da? Soluții care să vină și să spună oamenilor, adică să spune, să
găsească acea formulă și acele, acea putere de convingere ca să aducă omul pe scaun și să fie și vaccinat în momentul ăla. O mare problemă, și cred că iară sunteți de acord cu mine, este cu reticența, lipsa de dorință în ceea ce înseamnă vaccinarea a persoanelor din mediul rural. Se vede pe statistică faptul că în mediul urban, în special în marile orașe, lucrurile sunt mai mult decât ok. Adică s-a depășit peste 50% din populație, este ok. Ei, problema apare atunci când autoritățile încearcă să-i convingă pe cei din mediul rural. Oamenii poate pe undeva pot să-i înțeleg. Dom'le, noi suntem la țară, noi nu prea avem treabă cu mersul încolo, dar totuși... E o lipsă de informație, adică eu sunt de acord. Că vedeam, de exemplu, tentative din asta pe la Turburea, m-am auzit tot discurții, interviuri, că există reticența asta, dar eu cred că nu... În momentul de față trebuie dus acolo la... Uite, v-aș da un exemplu. Dacă s-ar vorbi cu Patriarhia, să meargă preoții. În momentul de față, biserica cred că și-a recăpătat și-a recâștigat o mare parte din prestigiu pe care l-a avut Biserica Ortodoxă Română. Beoreu, da. Dacă te duci tu primar, da? Mi se pare cumva, sau medicul, da? Medicii de familie din sate, să meargă ei împreună cu preoții, la inițiativa și primarului, dar să nu se ducă primarul, că pe primarul când se duce, știi, te zici, bă, vine veni portărelul. Ăsta vrea să mă amendeze. Mai zicea, urmărește interesele alora de la București. Interesele de la București, nu știu ce mai vrea primarul, vrea să îmi bage chipuri sau mai știu eu ce, să îl votez prin în somn. Să... Că teoria ale conspirației, slavă Domnului, absolut, avem. Dar în momentul în care vin oamenii în care cetățeanul de rând, săteanul nostru ăsta, care n-are foarte, foarte mult acces la media, n-are Facebook, net, alea, să uite și la un TVR sau la o chestie de genul ăsta, știi? Așa, ca, sau la ăstea cu mama mea, nu știu ce, porcării de-astea, vede o autoritate, cum să spun, recunoscută. În, da? Aici trebuie găsit acele soluții, acele idei, să fie puse în operă, care să aibă, să genereze un aflux sau un interes mai mare al sătenilor, al cetățenilor din mediul rural. Mă uitam acum, încercam să găsesc în timp ce dumneavoastră vorbeați azi dimineață, de fapt la amiază, când se face acea raportare și anunțul către media naționale, citisem pe o aplicație națională faptul că este una dintre acele zile bune 698. Din punctul de vedere exact al raportărilor de persoane infectate. 700 de cazuri. Încă sunt, așa este. Dar e ok deci față de ceea ce am avut. Bun. Atâta vreme cât va fi un caz 2, 3, 7 zilnic, 10, nu e ok. Pentru că virusul, cum să vă spun, înseamnă că încă lucrează. Este activ. E activ. Deci nu trebuie să mai avem cazuri. Abia atunci sau să fie un caz la o săptămână, la două, la nu știu cum, știi, să-l iei cumva accidental, să-ți vină un turist de la dracu-n praznic, nu știu. Știți? Deci asta este ideea. Atâta vreme cât există 700 de cazuri, virusul ăsta încă mai trăiește aici, e aici. E cu noi, pe lângă noi, pe aici, Mișuna. Da, și e destul de eficient. Și, da, deci n-are, și sunt 50 de morți, da? 54 de morți. Singura chestiune pozitivă astăzi sau putem spune că într-adevăr a dispărut presiunea de pe sistemul medical. Știți că la un moment dat sistemul medical era chiar în pragul colapsului în ceea ce privește paturile disponibile pentru acele cazuri medii spre grave. Ei, iată, acum vorbim de o depresurizare, dacă îi putem spune așa, pe sistemul medical. Iar lucrul acesta este pozitiv. Este pozitiv, dar repet, uite, mai sunt, tot așa mă duc la numere, că nu pot să fac, sunt încă 718 în ATI. Da. Deci astăzi au fost 700 de cazuri, 698 de cazuri, sunt 718 în ATI, au fost 54 de morți. Deci, cum să spun, sunt cifre care dacă te duci, cum să spun, la începutul pandemiei, pe vremea aia ne speriau. Da. Ne speriau, dacă ne întoarcem cu un an în urmă,
Când plecasem de la un caz acum, peste două zile sau trei, mai apărea unul pe nu știu unde și dintr-o dată, buf, s-au dus la sute de cazuri, ne speriasem, am închis, practic, a fost lockdown. Da. Da? Ei, acum, știi, s-a mai relaxat, dar s-a relaxat, eu cred că s-a relaxat prematur și este în continuare nevoie de a se merge în direcția vaccinării de masă. Este posibil să vedem acea pusă în practică, acea declarație a premierului Câțu, să tot fie vreo 3 săptămâni, dacă nu chiar luna, în care spunea că îi se pare destul de pertinent termenul de 1 august ca termen de eliminare aproape totală, spunea dumnealui, a ceea ce înseamnă restricții. Adică să nu mai purtăm decât strict în spațiile închise, spațiile gen complex comercial și așa mai departe, masca. În rest, să putem spune, da, domnule, am revenit la normalitate. Noastră, eu nu văd în masca asta. Uite că și astăzi și de când s-a scos obligația asta pe stradă, în spațiile publice eu deschise? Tot cu ea merg, că nu mă deranjez. Am zis să nu mă mai deranjez. Deci sunt caz fericit. Pe mine chiar a început să mă... Sincer, nu mă deranjează. Bine, acum depinde ce mască folosiți. Eu folosesc din ala obișnuită, comune, știi? Și le arunc, adică le folosesc. Dar ideea este că nu văd și sunt zone în lume în care oamenii l-au folosit și le foloseau frecvent. Discutăm de Japonia, unde gradul de poluare, de China și așa mai departe. Chiar Coreea. Coreea, da? Oamenii ăștia mergeau și înainte de COVID cu masca pe față, că era aerul impur. Și nu, cum să spun, nu este o... Eu n-aș renunța, sincer, adică îmi pare rău că îl contrazic, da? N-aș renunța din, cumva, nu dintr-o precauție excesivă sau exagerată sau mai știu eu ce, dar totuși masca s-a dovedit a fi un... Uite, vedeți, s-a dovedit a fi un mijloc de protecție. Gândiți-vă că a fost o perioadă la începutul pandemiei, anul trecut, nu, mască, nu pe față, nu aia, că circulați și atunci au bubuit cazurile. E drept. Da? Deci acum că am fost obligați să o purtăm, s-au redus ușor, ușor, bine, a venit și vaccinarea și așa mai departe, dar s-au, mijloacele de transmitere s-au redus. Știi? A învățat lumea să se mai dea și cu gel pe mâini, să se spele de 5. Da, singura chestiune pozitivă, acum râdem, glumim, dar așa, de când cu pandemia, românul a învățat că este chiar indicat să, să se spele pe mâini cu apă și săpun. Înainte de acest episod nefericit, hai să spunem că nu cred și nu spun eu, atenție, o spun cifrele europenilor, nu eram cei mai prietenoși oameni cu apa și săpunul, în special pe mâini. Deci așa nu eram. Nu spun eu, repet, o spun cifrele. Așa că... Bine, nu eram printre cei mai nespălați. Da, dar nici în top. Da, dar nici în... Da. V-aș propune o știre de ultim moment, tot de pe acea aplicație națională. Premierul Florin Câțu, premierul în exercițiu al României, s-a angajat, iată, avem documentul oficial, în fața președintei Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, la o serie întreagă de reforme, unele chiar foarte interesante, vizează așa, pensiile, politica fiscală, întreprinderile de stat, salariile publice, atenție, unde este vorba despre o revizuire a sistemului pentru a limita creșterile ulterioare ale anvelopei salariale, crearea băncii naționale de dezvoltare, vedem ce va fi cu această chestiune, administrația publică, un nou sistem de admitere în serviciul public, justiție, modificarea legilor justiției și consolidarea cadrului anticorupție, decarbonizarea transporturilor, energia regenerabilă, că se leagă cele două, alte reforme unde avem reforma venitului minim de incluziune, promovarea îngrijirii primare în spitale, reducerea terii ilegale a pădurilor, deja vorbim... Sunt multe. Cert este că, iată, sunt chestiuni asumate prin semnătură în fața Comisiei Europene între premierul Florin Câțu, pe de-o parte, și reprezentantul Comisiei Europene, în cazul acesta, doamna Ursula von der Leyen. Merge România, se îndreaptă România spre o respectare 100% a ceea ce și-a asumat, că noi așa în timp am mai semnat cu europenii și nu mereu. Vedeți, noastră, nu prea mai avem de ales. Deci nu prea mai avem de ales ca să începem cu fente, cu derapaje, cu... Cum suntem noi de altfel obișnuiți. Suntem obișnuiți, da, să fentăm sistemul, să... Că mi-aduc aminte acum de o
Era un prim-ministru, era pe vremea aia Văcăroiu, parcă prim-ministru al țării, și începuseră ceva negocieri cu Uniunea Europeană, cu statele. Și într-o declarație nefericită, omul ăsta zicea la, în fața unui ziarist, lasă de că vin ei cu ideile lor și pleacă cu ale noastre, nu e problemă, știi? Tipic românesc. Tipic românesc. E, nu mai merge pe sistemul ăsta. Ideile, din moment ce am aderat la Uniunea Europeană, trebuie să fie ale lor, adică ale lor însemnând al tuturor celor 20 de state sau câte sunt, da, așa, comune tuturor celor 20 de state. Deci nu merge că ale noastre sunt ale noastre, bine, nu total, că avem și noi parte de legislație națională. Să transpunem în legislația națională ceea ce da, este directiva este europeană. Și obligatoriu să ajungem să circumscriem, să zic așa, unor practici, bune practici europene. Pentru că, vedeți dumneavoastră, instituțiile astea care gestionează situația generală a României, că le gestionează, da, și mă refer la instituții, la sisteme sanitar, sistemul educațional, de educație, sistemele, așa, ăstea nu au fost niciodată reformate în adevăratul sens. În adevăratul sens al cuvântului. Perfect, niciodată. De perfect de acord. Niciodată. Sau când s-a încercat, și mi-aduc aminte de Funeriu, când a încercat să facă reforma învățământului de boc cu reforma sistemului sanitar și au picat două guverne din cauza curajului lui Emil Boc de a-și asuma niște lucruri. Vedeți, de atunci nu s-a mai făcut nimic efectiv. S-a încercat cu mai mult de că s-a și dărâmat ce se făcuse. Păi da, că cu PSD-ul care a modificat codul penal, codul de procedură și așa mai departe, da? De-abia s-a revenit. Deci nu mai avem de ales. Adică, cum să vă spun, sunt atât de multe anomalii, sunt atât de multe inadvertențe, sunt, uite, dovadă la noi în Gorj, da? Câte lucruri proaste s-au făcut vis-a-vis de instituțiile astea sau de entitățile astea din Goj. Mă refer la ce? Că nu s-a putut defrișa, că nu se putea face expropiere, că nu se puteau ataca fronturi noi de lucru, că nu se puteau la SAD-ul, că nu se pot aloca decât într-o formă. Știi? Adică, bă, dai banii, dai ții acolo de un an jumate și că nu poți să iei de nu știu unde. Da, pă, niște, cum să spun, legislații sau regulamente sau chestii de genul pe care noi le-am făcut. Corect. Noi le-am făcut, le-am interpretat într-un fel. Dacă v-aș da un exemplu, pe aici prin Goj, știi, la o primărie, zice, vine unul, un italian, cu niște scrisori de garanție. Dom'le, știi cât a stat primăria aia ca să îi accepte? 9 luni de zile, că nu înțelegeau ei termenii aia. Și erau prevăzuți foarte clar în directivă europeană legată de garanții. Doar să citească în pisicii mei, 9 luni de zile. Mă înțelegi, mă? Nu se poate, adică cum să spun, băi, frate, aliniază-te, pune, nu pune la fonduri europene o loază. Într-o entitate care administrează de-astea, bani europeni. Nu pune pe nepotul șefului X. Pune unul care are școală, care știe engleză, franceză, ce scrie... Și care are habar și pe telefon. Și are habar și de chestia asta. Asta e, vedeți dumneavoastră. Da, sunt de acord cu toate lucrurile astea pe care le-a făcut Cîțu. Că trebuie să le facem odată. Este guvernul Cîțu, guvernul care rupe pisica în două și eu și cred asumă? Că da. Deci după ce... Din ce am stat și eu de vorbă cu oamenii ăștia și cu Dan Vulceanu, când am mai apucat, că e cam rar la, e scump la vedere acum, eu știu că se lucrează destul de intens la un sistem general de reforme. Acum, câte vor ajunge să fie transpuse în practică, pentru că nu poți să le faci, nu poți. Da? Deci, vedeți dumneavoastră, se cere o schimbare. Da? Am mai spus-o și o spun și nu știu dacă mă fac bineînțeles de fiecare dată când o spun. Teoria asta a schimbării este destul de complicată. O explicație sau practic o transpunere simplă înseamnă două forțe antagonice care se opun. Da? Una care vrea să facă schimbarea, una care nu vrea să facă schimbarea. Și ca în fizică sau în, nu știu, în orice altceva, dacă o forță e mai puternică ca aia cealaltă, o anihilează. Și la noi până acum forțele care s-au opus schimbării au fost mai puternici. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva minute.
nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu experiență de peste 7 ani. Ești în căutarea unei piese de mobilier pentru casa ta? Mobilă pentru decorarea sufrageriei, dormitorului, bucătăriei sau a biroului? Marcrinic Expo Mob te poate ajuta să-ți găsești ceva pe gustul tău. Vino în Târgu Jiu pe strada Termocentralei, numărul 39, sau contactează-ne la numărul de telefon 0764-882-844. Asigurăm livrarea mobilierului comandat și montarea acestuia. Marcrinic Expo Mob. Transformă-ți visul în realitate. Ți-e dor de gustul și mirosul bun al produselor de patiserie și al cozonacilor de casă? Patiseria Aida îți pune pe tavă cele mai bune produse din oraș, făcute cu drag, pricepere și numai cu ingrediente de calitate. Noi avem toate produsele făcute și pe comandă. Iar mai nou am deschis și Braseria Aida, o locație cu mâncare bună și o priveliște încântătoare pe centrul pietonal. Te așteptăm în Târgu Jiu, Piața Mică, complex favorit. Strada Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. 23 august sau în centru. Pentru informații și comenzi, sunați la 0720 009 977. Patiseria Aida. Nu ai chef să gătești azi? Te așteptăm cu mâncare gătită, dar și cu mâncare tip fast food la foods.ro by Casa Alex. Poziționat ultracentral vis-a-vis de Hotel Gorj, Foods te așteaptă cu o paletă bogată de mâncăruri pregătite cu suflet special pentru tine. Poți alege meniul zilei format din ciorbă, fel principal, garnitură, salată și desert. Sau poți alege meniuri de pui crispy, meniuri kebab și shawarma sau burger de pui și vită Angus. Poți să mănânci la locația noastră sau să comanzi telefonic la 0768 668 866 și pe site-ul www.foods.ro. Te așteptăm cu drag! Mirfo Târgu Jiu produce structuri mecanice sudate și prelucrate, linii și echipamente destinate industriilor metalurgice, navale, aeronautice, feroviare, mașini speciale, dar furnizează și piese de schimb pentru variate echipamente și instalații de uz industrial și civil, precum și servicii de reparații și mentenanță. Mirfo Târgu Jiu a lansat pe piață produsul container metalic din panouri termoizolante pentru toți utilizatorii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Alea Macului numărul 3 sau la telefoanele 0726745748 sau 0253-213-406. Mirfo Târgu Jiu, garanția bunei calități.
Artego S.A., un partener de încredere. Societatea Artego S.A. are experiență reușită de peste 40 de ani în domeniul produselor din cauciuc. Artego este lider autohton pe piața benzilor de transport și unul dintre cei mai mari producători de articole tehnice de cauciuc din lume. Producem la o calitate excepțională, ghidați de cele mai înalte standarde mondiale. Portofoliul nostru de produse cuprinde benzi transportoare, secțiune unde ne aflăm pe primul loc în România și în top 3 european, covoare și plăci tehnice din cauciuc, garnituri presate și profilate, coturi și manșoane, răzuitoare de zăpadă, aparate de reazem, covoraș auto, plus multe alte articole din cauciuc. Societatea Artego mai produce confecții textile, produse de panificație și lactate. Artego S.A., un partener de încredere. Societatea Comercială Agrofil Iris SRL arendează, cumpără terenuri agricole, prestează servicii agricole și achiziționează cereale pe raza comunelor Bălești, Telești și Câlnic. Arenda se dă în funcție de calitatea terenului. Relații la telefon 0759 551 171 sau 0723 006 675 și la adresa de Gmail agrofiliris@gmail.com. Am revenit, doamnelor, domnilor, cu a doua parte a unei emisiuni în care avem plăcerea de a discuta cu domnul consilier județean Eduard Berca, consilier în cadrul CJ Gorj din partea PNR Gorj. Dacă vă uitați poate la fața mea și vedeți că sunt roșu, în pauză am râs cu invitatul, am făcut o trecere în revistă a nebuniei de o zi cu acele aplicații, acele mici clipulețe muzicale în care persoane publice, oameni politici sunt puși pe muzică, există o aplicație, e amuzant, nu ai cum să nu râzi, poate fețe de altfel foarte protocolare și foarte sobre, le veți vedea, e deja Facebook-ul plin, le veți vedea pe diverse melodii. Să revenim, stimate domnule, la lucruri serioase. În această perioadă s-a vorbit foarte mult despre acest PNRR, o șansă a României, dar și a restului de bloc comunitar pentru o reașezare a economiilor naționale cu aplicare pe domeniile grav afectate de pandemie și așa mai departe. De compensare a pierderilor și așa mai departe. Ce reprezintă acest program pentru România și acești bani europeni? Că, slavă Domnului, aveam nevoie de ei. Păi ce se reprezintă? Spuneam că nu mai putem să ocolim. Adică să o mai fentăm. Să o fentăm, să o dăm cotită, să o întoarcem ca la Ploiești, cum vreți noastră să-i ziceți, da? Și e foarte bine că s-a negociat de un an și ceva, din momentul în care s-au discutat prevederile bugetare sau exercițiile, sau creionate exercițiile bugetare ulterioare, că România este acolo și ea și poate să acceseze probabil mai facil, că încă n-am văzut să văd cum sunt creionate ghidurile de accesare, sau bine, nici n-am avut timp să mă uit, să acceseze mai facil acești bani. Acum, vedeți dumneavoastră, bani au fost tot timpul la îndemâna țării acesteia pentru a fi accesați din fonduri europene. De acord. Știm foarte bine că în fiecare, cu fiecare exercițiu bugetar european, noi eram codași la gradul de absorție. Eram codași la numărul de proiecte finanțate, eram codași la tragerea de fonduri și așa mai departe. Ce se întâmplă în momentul de față la nivel guvernamental cu aceste asumări, da, exprese ale primului ministru Câțu, sunt acele lucruri care încep să ungă aceste mecanisme gripate ale instituțiilor abilitate să gestioneze, să acorde aceste, sau să, cum să spun, să analizeze dosare, proiectele și să le îndrepte spre finanțare. Da? Pentru că tot timpul se împotmoleau. Ba, se termina, se schimbau ghidurile. Noi le făceam, România asta, țara asta. Inventa motive. Inventa motive. Venea cât se schimba cât un ministru, știi?
se schimba cât un director de minister, se schimba nu știu ce, venea ăla cu câte o idee de asta tâmpită, știi, și schimba tot ce a fost. Pe moment bloca și apoi schimba. Se blocau, că zicea, dom'le, nu, e nu știu ce directivă, pentru că mi-aduc și acum aminte, credeți-mă, da, și eram în Consiliul Local, dom'le, și veneau adrese după adrese de la minister legate de fondurile europene că trebuie să mai schimb nu știu ce virgulă, să o pui în partea alaltă, că nu-i convenea nu știu ce X Vasile, dracu, cum era pus acolo, nu-i convenea lui, dom'le. Nu-i convenea lui și trimitea adresă scrisă la primărie, dom'le, fă consiliu, adună repede consiliul local, că nu e bine. Schimbă repede mata textul ăsta. Schimbă textul, că așa e el textul, știi? Ca să poți să-ți apropi. Și asta odată. Peste două luni de zile, nu făcea nimic. Trimiteau probabil oamenii ăștia repede, în adunam, bă, și te dăm cu ea. Peste trei luni de zile, mai venea cu una. Și tot așa. Și dumnezeu, și tot așa, niște practic idioți, da, puși, ajunși în funcții de decizie, încurcau toată treaba asta. Da, pentru că, repet, de ani buni de zile, din momentul în care am intrat, dom'le, dacă, cum să spun, când am intrat în UE, dacă aveam noi acolo o gașcă de oameni deștepți, care gândesc, care mai știu o limbă străină, care se mai uită pe un site, care mai știu mai să... Mai au și cunoștințe de economie. Așa, de economie de alta? Și aia. Dacă aveam noi din momentul ăla și vedeam oamenii aia ce oportunități se ivesc, nu vedeam partea asta, cum zic, conspiraționistă, că ne furăia tot, ne înhamă. Nu ne dă Uniunea Europeană. Da. Am fi trăit, că discutam și înainte de începerea emisiunii, am fi trăit peste, am fi fost poate, având în vedere resursele noastre naturale, peste Ungaria, peste Cehia, peste Polonia. Peste câteva țări peste bune câteva de aici țări de lângă bune. Da, uite, sunt niște exemple aici. Acum vedem o țară, Ungaria, o vecina noastră, da, care până să vină Orban, a fost cea mai ascultătoare, cei mai ascultători membrii UE. Dom'le, nu comentau aia în Parlament nimic. Da? Nu spuneau căr, măr, chestii. Da? Dom'le, dar și ce au făcut în timpul ăsta? Au halit toți banii care li s-au alocat. Toți! Tăceau și făceau. Tăceau și făceau. Da? La fel și polonezii. Da. Când s-au înciocălat... Au început să-i minte pe timp. Au început să spună, băi, stai așa, noi suntem muguri, băi, eu... Mister... Noi avem interese naționale, adică Schultz, nu... Sau mister... Da, noi avem interese naționale. Noi suntem în faza aia în care trebuie să facem cum au făcut ungurii polonezii acum 10-15 ani. Să stăm, să ascultăm ce îmi spun ăia, să înghițim tot ce ne dau ăia și să ne punem economia pe roate. Și să ne trezim cu dal de ăștia care spun acum de spirit național. Nu zic să doamne patriotismul, eu sunt român, da, n-am plecat. Dar nu e momentul acum. Nu e momentul acum să vii să spui că n-am nevoie de... Păi ce de cine ne mai ajută pe noi? Cine? Ce facem? Uite, vă spun sincer că mi-este imposibil să-mi imaginez o Românie fără sprijinul Uniunii Europene la momentul acesta. Mi-este imposibil. Tot mai mulți înțeleg lucrul ăsta. Încep să înțeleagă lucrul ăsta. Tot mai mulți, în special tinerii, da, care au o altă deschidere față de valorile europene. Dar tot mai mulți. Dar încă, că vă spuneam de teoria schimbării, încă sunt acele mase de oameni absolut încremeniți în timp. Încremeniți în timp. Care așteaptă și acum să existe un tătuc undeva care să-i dea direcția. Care să-i dea direcția și să-i dea bucata aia de pâine. Dumnezeu, PNL este un partid liber, stimate domnă, știți acest lucru, acolo unde opiniile și candidaturile sunt libere. Nu e un candidat unic, așa cum niciodată, s-a întâmplat da, la contracandidați la un moment dat. Da. Ei bine, la momentul acesta avem doi, sau în fine, avem unul cert și se vehiculează al doilea nume greu. Probabil premierul în exilul Florin Câțu sprijinit de Emil Boc sau invers. Citez din ce spune domnul Emil Boc aseară, mai exact, a apărut materialul. Emil Boc, două puncte. Din punctul meu de vedere, Florin Câțu este viitorul României și al Partidului Liberal. Da. Eu, din ce înțeleg din titlu, pentru că materialul e mai amplu, este un sprijin necondiționat al primarului din Cluj-Napoca sau de Cluj-Napoca pentru actualul premier. S-au împărțit taberele. Nu numai al lui, pentru că Emil Boc este o voce a primarilor din Ardeal. Vocea și nu numai din Ardeal.
Ardealului, alături de Bolojan, este, da, este, practic, sunt personalitățile politice ale... Și locomotivele de partid. Și locomotivele electorale. Dacă Emil Boc, eu, sincer, până la declarația asta, știind că există aseară, acele negocieri, da, aseară, mă gândeam că pe undeva s-ar putea ca Emil Boc să-și exprime nevoia asta de candidat. Dar Emil Boc, vedeți noastră, este un tip, un ardelean din ăla cu bun simț. Omul și-a făcut datoria, eu zic, cu prisosință față de țara asta o perioadă bună de timp în funcția de prim-ministru. Acum, eu am fost în Cluj. Da? E altceva. Nu că e altceva, dar Clujul mai are multe lucruri de făcut. Și eu cred că Emil Boc se simte și acum obligat față de clujeni să îl ducă la capăt. Problema e că a îmbătrânit. Dar are și el o anumită vârstă. Dar nu mai e puterea aia. Și spune, îl vede pe Florin Câțu din perspectiva, să zic, bun, că nici Câțu nu-i tânăr, dar vreau să zic... E mai tânăr. E mai tânăr și este mai abil, mai, e mai micuț, așa, e mai iute, știi? Mai sprinten. Mai sprinten și vine cu un background din ăsta de corporatist din ăla greu. Adică să fii în bordul unor bănci multinaționale și astea și să, sau să conduci departamente în instituții monetare e ceva. Pentru că dacă vă aduceți aminte, da, unul dintre cei mai buni din perspectiva mea, numai că a fost prea puțin folosit, prim-ministri ai țării ăștia a fost Tolojan. Da? Unul care a spus foarte clar, bă, eu nu vin, mi-aduc și acum aminte vorbele, eu nu vin la putere, bă, eu vin la servicii. Și Stolojan, cu viziunea lui de economist, s-a dat și de economist cu carte, a trecut hârșit prin alea, a văzut care sunt, cum să așez lucrurile. Da? A ținut economia cât de cât în frân, da? Deci nu a făcut excese, nu a făcut lucruri de care să-i se reproșeze. Au fost povești cu pe chestii. Da, diverse băsesc, chestiuni, da. Dar niciuna, da, cu slatina, cu porcării de-astea. Dar niciuna care să fie probată cumva, da? Și a fost, ei, vedeți dumneavoastră, oameni ca Florin Câțu, care au o... cum să zic eu așa, reușesc o relaționare pe zona asta de experiență economică, mondială, administrativă, da, și mai departe, sunt cei care vor fi obligați până la urmă să facă ceva cu țara asta, în ansamblu ei. Anterior acestei ieșiri domnului Boc, prim vicepreședinte Raeș Bogdan declarase, citez, actualul lider PNL va avea un contracandidat foarte puternic. Ei, iată că se coalizează liderii bine, în acum, spatele lui Câțu. Știți cum e și aici mi-asum ce spun. Este o luptă între vechi și nou. Da, sunt de acord. Da, Ludovic Orban este un tip extrem de capabil, un extrem de un diplomat și un foarte bun cunoscător a psihologiei umane. Vă spun sincer că el este artizanul practic multor reușite ale Partidului Național Liberal în ultimii 2 ani. Da, și accederea la guvernare și negocierile cu celelalte partide, în sfârșit. Dar încă mai are cumva, mai este tributar relațiilor ăstora toxice cu teritoriul. Da, ce vreau să zic prin relații toxice? De exemplu, România în ăștia 30 de ani, eu am văzut, și să dau așa o definiție, a fost condusă electoral. Pur și simplu electoral, pe voturi. Deci pe voturi. Și primarii fac pe voturi, și cu președintele Consiliului Județean face pe voturi, și toată lumea, și miniștrii, la un moment dat, deci totul a fost electoral. Dar nu vreau să mă duc în zona aia, că... Na, ăia care au făcut prostii au mai și... Au mai fost și săltați. Și săltați. Dar vreau să zic că viziunea asta de a conduce o entitate și, până la urmă, întreaga țară, doar din perspectiva electorală, că te gândești la următoarele scrutin, la următoarele alegeri și trebuie să am pregătită o strategie pentru chestia asta, adică trebuie să-l mulțumesc și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, și pe ăla, da? Deci a făcut ca România să stea pe loc.
Pentru că sunt atât de mulți bani, deci credeți-mă, eu mă minunesc câți bani au fost băgați în proiecte inutile. Da, și aici sunt de acord. Da, câți bani s-au dus pe Dom'le, acum mă uitam pe o statistică, am început să avem una dintre, bine că nu e ea la nivelul ăla, dar este una dintre cele mai mari rețele de drumuri sătești și comunale. Mă înțelegeți dumneavoastră? Că nu sunt toate asfaltate, că mai sunt pietruite, sunt astea, dar mă uit și acum, da? Și văd că te mai pomenești cu cât un primar pe la dracu în praznec, că vrea să asfalteze nu știu ce uliță care trece nu știu ce deal. Mă înțelegeți dumneavoastră? Că e aproape mai de cu un kilometru de satul ălălalt. Da. Deci cum să vă spun? Și eu am umblat și pe afară, dumne, am văzut, deci am mers în Italia, am mers pe străzi nepietruite. În localități, în orașe, în orășele de-astea mici. Da, bine, turistice și alea. Credeți-mă, nu este... Lasă, Doamne iartă-mă, drumurile alea. Noi nu avem autostrăzi, dar ne umplem de șosele, de drumuri comunale și sătești. Măcar acolo. De ulițe pietruite. Da. Păi, nu, dar nu e logică să consumă banul. Perfect, de acord. Da? Și bine, asta tot ca urmare a acestei politici electorale populiste, ghidurile sau astea, axele de finanțare cele mai auzitate, cele mai accesate, au fost astea. Pentru că mai avem circa 3 minute până la final, da. V-aș propune un subiect, dar vreau să-mi promiteți că nu vă bușește râsul. Eu. Ce o recomandă pe fostul premier, doamna Viorica Dăncilă, să ocupe un post de consilier pe strategie monetară la BNR? Da, să fim, să nu... Păi nu e singur exemplu de sinecură. A fost și ăla, să ziceți, a fost prim-ministru, cum îl cheamă, și acum îl văd pe la care are un ăsta, de la Timiș. Domnul Grindeanu, Grindeanu, la Ancom. Ancom, da. Cum să vă spun, acum nu știu cine o susține acolo. Poate grupul PSD, că o fi pe... Se vorbește în media centrală de, să spunem, o recunoștință a faptului sau o consecință a faptului că la un moment dat actualul guvernator n-a fost schimbat cu domnul Vâlcov, când domnul Vâlcov făcea pressing la BNR și la Liviu Dragnea ca să preia locul domnului Muguri Isărescu, și că în 2019 i s-a prelungit un nou mandat de guvernator al BNR. Și se vorbește cumva de, știți cum e, legea echilibrului. Adică pui în talere și dacă s-a plecat aici, acum trebuie să se aplece în partea aia altă, să se ajungă la mijloc. Doamnă Catrina, uitându-vă dumneavoastră așa la funcții de-astea mai mici decât guvernator, că nu știu picea pe în oraș dacă nu sunt entități de-astea cu 20 de consilieri. Ce mai... strategie așa monetară și atenție pe sectorul în ceea ce înseamnă aderarea la moneda euro. Pe iar justificarea Dăncilă, domnului Vasilescu, așa, consilierul a fost la Bruxelles. Așa, da, că știe oameni de acolo, că na, are o experiență pe, doamna, pe acolo. Eu vă spun, știți cum e și la Banca Asta Națională, că oamenii, deci cred că ea ca și consilier al așa, are și a doi consilieri care o consiliază. Consilier la consilier. Deci vă dați seama că nu se poate. Doamna Dăncilă, în stilul caracteristic, acum nu știu dacă n-a reușit să depășească, să-și însușească niște temeinic, niște cunoștințe monetare, dacă o fi făcut-o, da. Dar nu, asta nu cred că e asta problema, domnule. Nu, întrebam ce recomandă. Ce recomandă? Vocea și talentul, știi cum e, dar nu cred că... Clasic. E, da, este... Este într-adevăr clasic ceea ce se întâmplă în România post-decembrist. Pe vremuri, înainte de a cădea regimul Ceaușescu, se spunea că într-un birou din cei 5, statistica afirma că 4,5, cei 5 funcționari de birou, 4,5 erau ultracompetenți încât să susțină jumătatea incompetentă. Astăzi se spune că din cei 5 avem 6 incompetenți. E trist ce se întâmplă, stimate domnă. Mii de mulțumiri pentru prezență, multă putere de muncă. Doamnelor, domnilor și dumneavoastră și invitatului nostru, o seară cât mai plăcută. La revedere!